Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. Numele meu este Crăciune, iar în acest script vreau să vă prezint un dispozitiv de scos cartofii făcut manual. Ia uitați ce fain este. Este făcut manual de un om, un prieten de-al meu, și mi l-a dat ca să scot și eu cartofii, pentru că am zis de multe ori să cumpăr și eu unul, dar m-am luat cu alte treburi și nu am luat. Dar uitați cât de bun este și este foarte rezistent, făcut manual, și rezistența lui este foarte bună. Aici se prinde la motosapă, are aici șuruburi cum sunt și aici, ca să strângi stânga-dreapta, adică să stea fix. Și dacă le lași un pic mai nestrânse, poți să te miști mai bine cu motosapa. Aici este un fier foarte gros. Uitați, este gros, adică este fier, nu este țeavă normală, este fier gros. Și aici făcute găuri speciale. Aici înăuntru, nu mai desfac să arăt, dar are o tăietură ca să intre exact acest fier. O tăietură așa, la capăt, la acest fier. Și aici la fel, dacă observați, este făcut ascuțit puțin așa, într-o parte, adică nu este drept. Și astea sunt găurile la care se prinde. Se prinde aici și după aceea vine această bară de rezistență, tot la fel, foarte groasă. Și cam asta este dispozitivul de scos cartofi. Eu o să mă duc să scot cartofii astăzi, sper să fie ceva, și am luat acest dispozitiv ca să-mi ușureze munca. De aceea este foarte bine să folosim lucrurile care sunt acum apărute noi, pentru că ne ușurează mult munca. Eu sunt Iosif și până data viitoare vă doresc toate cele bune și vă salut!